Gestionarea banilor publice, alimentația elevilor în noul an de studii 2016-2017, implicarea autorităților locale în activitățile de pregătire și desfășurare a alegerilor președintelui țării au fost discutate la ultima ședință de lucru a aparatului președintelui raionului Orhei, care a întrunit primari și responsabili ai serviciilor desconcentrate din raion. Am avut în discuție problemele care ne confruntăm în administrația publică locală din nivelul 1 cu reprezentanții, deci Consiliul Raional, șefii de direcții și secții de la Consiliul Raional. Probleme avem destul de multe, dar practic cred că pe parcursul discuțiilor am primit răspuns la toate în linii mari. Probleme au fost și vor fi. Deci vor fi totdeauna, noi practic ne străduim să le rezolvăm în caz concret, particular, nu în ședințe cu reprezentanții de la Consiliul Raional. Eu cred că ar fi bine un plan concret ca odată în lună, odată în trimestru, cel puțin în ședință în plen, deja în comun pentru a vedea unul. Deci diferite localități au diferite probleme și atunci când auzi rezolvarea, ți este mai comod și mai util și pentru tine, pentru a găsi această rezolvare. Una din problemele care au fost discutate în ședința de astăzi a fost pregătirea către alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Deci m-am referit, în alocuțiunea mea, m-am referit la problemele de moment. Am recomandat primarilor ca autorități de nivelul 1 în ședințele care o să fie preconizate pentru luna septembrie, până la 26 septembrie, ca să includă în ordine de zi și problema ce ține de înaintarea candidaturilor pentru viitoarea componență a birourilor electorale ale secțiilor de votare. La sigur că am spus, chiar am accentuat că membrii nu pot fi consilieri în consiliile locale și nu pot fi membri de partide. Este vorba de persoanele care o să fie recomandate. Una la mână, doi, am rugat din timp ca secțiile, localurile secțiilor de votare să fie utilate din timp, să fie prevăzute chiar și niște mijloace financiare așa mai simbolice pentru a le aduce în ordine. Este vorba de o cosmetică, utilare cu mese, scaune, safeuri și, nu în ultimul rând, de revizuire a utilajului sau a logisticii care a fost primită pentru utilizare chiar și în alegerile parlamentare și cele locale din anul trecut. Este vorba de cabine, este vorba de urnele de vot. Iată cam acestea sunt probleme care țin de nivelul sau de competența primarilor. Urmează ca să discutăm celelalte noțiuni cu secretarii consiliilor locale. În prima parte a fost ședința Comisiei Situații Excepționale cu participarea primarilor, șefilor, direcțiilor, secțiilor din cadrul Consiliului Raional. După aia a urmat avizuri, anunțuri, prezentări de către serviciile desconcentrate din teritoriu. A urmat apoi un alt bloc masiv când s-a trecut revistă activitatea și direcțiile prioritare de activitate a secțiilor, direcțiilor din cadrul Consiliului Raional. Ședințe lărgite ale aparatului președintelui raionului Orhei se desfășoară pe măsura necesității, odată la 2-3 luni.